Stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă de la Secuien continuă în 2016 temele de cercetare științifică la proiectele câștigate prin concurs în 2015. Este vorba de accesarea a 4 proiecte majore de cercetare în domeniul ameliorării cânepii monoice și în domeniul plantelor medicinale și aromatice. Deci în anul 2016, în cadrul stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuien, se continuă cercetările aferente proiectelor de cercetare câștigate prin competiție în anul 2015 în cadrul programului ADER 2015-2020, program coordonat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România. În cadrul acestui program, stațiunea noastră derulează 4 proiecte. La 2 dintre ele suntem coordonatori de proiecte. Acestea sunt derulate în domeniul ameliorării cânepii monoice și elaborării tehnologiilor de cultivare, unul dintre ele, cel de-al doilea în domeniul culturii plantelor medicinale și aromatice. Stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă Secuien este titulară în 2 proiecte importante de cercetare și parteneră în alte 2 proiecte. Și suntem de asemenea parteneri în cadrul altor 2 proiecte, la care conducători de proiecte sunt Institutul Național pentru Nutriție Animală Palotești și Laboratorul Central de Controlul Calității Semințelor București. În anul acesta, Ministerul Educației și Cercetării a lansat o competiție în cadrul programului Planul Național 3, program de cercetare științifică, aferent unităților de cercetare din toate domeniile din România, dar și unităților de învățământ superior care au departamente de cercetare. Pentru proiectul de cercetare referitor la ameliorarea de noi soiuri de cânepă monoică și sorg, stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă de la Secuien este titulară de proiect. În alte 2 proiecte referitoare la culturile energetice, cercetătorii instituției sunt parteneri. Iar în cadrul acestui program am participat la competiție cu 2 proiecte de cercetare, unul la care suntem coordonatori de proiect cu specificitate pentru cultura cânepii și pentru cultura sorgului, deci cu referire directă la culturile energetice, iar la un alt proiect depus la licitație suntem parteneri. Coordonator este Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie prin Centru de Cercetări Biologice Stejarul Piatra Neamț. Cercetătorii caută noi soluții de combatere a dăunătorilor la plantele medicinale și aromatice în condițiile cultivării acestor plante în regim ecologic. Iar în cadrul acestui proiect ne propunem să identificăm și să elaborăm o serie de biopesticide utilizate în condiții de agricultură ecologică pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare din culturile de plante medicinale și aromatice, dar și din alte culturi agricole cultivate în sistem ecologic. Cercetătorii de la stațiunea Secuien au reușit în ultimii ani să se impună în domeniul cercetării și ameliorării de noi culturi și tehnologii, câștigând extrem de multe proiecte cu aplicabilitate în agricultura românească. Este nevoie de aceste rezultate în condițiile în care în ultimii ani s-au modificat radical condițiile pedoclimatice ale României.